piețe și hale nu vor mai putea vinde produse neambalate. Chiar dacă programul a fost prelungit, doar 10% din restanțieri s-au prezentat la analizele gratuite subiect din monitorul de Vâlcea. Obiectiv Vocea Brăilei constată că agricultura este la un pas de colaps. Efectele crizei mondiale sunt evidente în agricultură. Piața cerealelor e în agonie, iar pe fundul creșterii alarmante a euro, prețul inputurilor a explodat. Campania de primăvară bate la ușă, dar băncile nu acordă credite. Ultimul subiect de astăzi de la revista presei locale vine din Telegraful de Constanța. Fără apă și căldură, mii de constanțeni au rămas astăzi fără apă caldă și căldură în apartamente din cauza unei avarii produse pe magistrala de transport a CET Palas. Detalii în Telegraful de Constanța. Încheiem aici revista presei locale. La Radio Trinidad vin știrile pe scurt prezentate de Ana Maria Movilă. Cade la suflet, la suflet. Radio Trinidad.